Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Este component al unei trupe celebre care tocmai s-a reunit. Mihai Onilă, invitatul nostru, însă are o mulțime de aturi care îl fac extrem de interesant pentru public. A creat un institut de cercetare a sufletului, este maestru în Reiki tradițional, se prezintă drept preot al lui Melchizedec și caută să îndemne românii pe calea unei altfel de spiritualități decât cea tradițională, formală. După ce și-a pierdut fica, a vrut să moară, însă astăzi pare împăcat cu propriul destin și cu misiunea pe care și-a ales-o, ori a primit-o. Revenit proaspăt din concediu, Mihai Onilă se află în platoul emisiunii Mădălin Ionescu Show, la fel de hotărât să transmită mesajele sale care stârnesc atât de multe reacții. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru o ediție ieșită din tipare. Mihai Onilă. Da, Mihai Onilă în platoul nostru, bună seara, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, eu mulțumesc, îți mulțumesc, Mădălin, mulțumesc și celor din platou pentru prezentarea așa frumoasă. Hai să începem așa. Intru brusc în problematică. Te rog. Mi se pare un eveniment mult prea emoționant, care pe alții, în principiu, putea să-i distrugă. Pe alții, de fapt, mulți care au trecut prin așa ceva au fost realmente devastați și nu și-au mai revenit. În 2015 erai în Belgia. Erai inginer de sunet. Studiam să devin partea asta. Da. Erai căsătorit cu o altă femeie decât cu cea cu care ești astăzi și aveai o fată pe care o iubeai enorm. Dintr-o dată, practic, totul s-a năruit. Ai pierdut-o pe Ioana. Într-o situație sau într-un moment la care nimeni nu te gândeai niciodată și pe care nimeni nu l-anticipa. Și ai ajuns în situația în care să vrei să mori, pur și simplu. Voiam să te întreb direct și iartă-mă că spun această întrebare. Te-ai gândit să te sinucizi? Să mă sinucid? Nu. Vreau să spun că sunt un om foarte credincios. În schimb, am transferat toată iubirea mea către singurul meu copil, care era o fetiță, Ioana. De la nașterea ei, eu am fost cel care a stat non-stop, aproape non-stop. Cred că am avut 3 serii în care am cântat și nu am fost lângă ea. Dar pe tot parcursul vieții am stat numai lângă ea. Eu am spălat-o, eu am dat să mănânce, n-am alăptat-o, că n-aveam eu cum alăpta mama ei, dar în afară de asta, tot ce ținea de... Reușesc globaliștii să ne... Da, dormea pe pieptul meu. Adică eram, cumva, aveam o relație extrem de frumoasă și mi-am transferat cu adevărat toată iubirea în acel copil. Odată ce, dintr-o dată, totul a luat o întorsătură atât de... Dramatică, da, pentru că copilul nu fusese nici măcar o zi bolnav. Și totuși, dintr-o dată, am aflat vestea că în 6 luni va ieși din trup. N-am reușit să o accept în niciun caz, dar toată iubirea mea era acolo. În momentul în care ea a ieșit de aici, am spus, eu mă identific în copilul meu, vreau să nu mai fiu aici. Adică vreau să nu mai trăiesc. Doar cât a durat această stare? Ideea este că, adică, uitându-mă în urmă, înțeleg că tot drumul meu a fost cumva ghidat, ca și cu mare grijă de către cineva superior mie. Cu mare grijă. Întotdeauna s-a găsit o cale undeva unde nu mă așteptam, ca să mă ducă unde aveam nevoie. Inclusiv cu muzica, inclusiv cu trupa. S-a deschis trupa. O ușă. Totdeauna s-a deschis o ușiță sau s-a închis o ușă și s-a deschis alta. Niciodată n-am rămas în aer undeva. Bun. Și atunci am hotărât că în suferința mea, că nu mai vreau să trăiesc. Am chelit, mi-a căzut tot părul, am făcut diabet. Și te-ai îmbolnăvit? Din toate punctele de vedere. Prin casă eram ca un cadavru viu. Nici nu mai puteam să merg la toaletă singur. Adică mă târâram până acolo. Și nu erau decât câțiva metri. Și am zis, gata, vreau să plec. Nu mai eram în stare nici să-mi aduc apa singur. Și atunci ghizii mei au spus, deschide televizorul. De 3 săptămâni nu mă uitam la televizor. Ce înseamnă ghizii tăi? Că probabil cei care se uită la noi sau unii dintre cei care se uită nu înțeleg trecerea asta. Te referi la cei spirituali?
Da, mă refer la... Eu, deci, din anul... cu un an, adică din momentul în care fosta mea parteneră a rămas însărcinată, eu am început studiile de spiritualitate. Adică am intrat în școala de radiestezie, am făcut toate studiile școlii de radiestezie, am devenit maestru Reiki și așa mai departe, preot Melchisedec. În fine, multe, da. Multe. Am evoluat foarte mult. Și de acolo am tot studiat, ca să spun așa. Și atunci aveam o legătură extrem de puternică cu ghizii mei personali. Ghizii mei însemnând ghizii cărora le se dau tuturor oamenilor. Există un ghid care ne vorbește cum să ne îmbrăcăm, ce să facem, să ne spălăm pe dinți, să ne aranjăm, ai un fir alb, vezi ce faci cu el, sau așa mai departe. Un alt ghid care ne spune, azi pleci, te duci afară, la emisiune, habar n-am unde, la spectacol, conduci sau mai știu eu ce. Iar altul spune, azi evoluezi. Adică treci într-o altă stare. Cum o ții? Visezi sau pur și simplu ai momente în care te concentrezi, meditezi și... Auzi voci, nu, vezi tu, spiritualitatea este un domeniu într-adevăr nevăzut, dar la fel de real ca o lume reală în care trăim. Adică cum? Cum ne întâlnim cu oameni și cum vorbim, de exemplu, acasă am o familie, da? Mm-hmm. Când eram copil aveam mama, tata, al meu, aveam o doică care mă îngrija. La fel, ei se ocupau de mine. Mihai, ți-e foame? Vrei ceva? Ți-e sete? Vrei ceva? Sau... Așa funcționează și... Așa funcționează și cu ghizii. Ghizii tăi, în momentul în care, să ne înțelegem... Se deschide niște canale. Ești acolo și totdeauna ai atenția deschisă către a comunica interior cu ce se întâmplă în jurul tău, ghizii încep să-ți vorbească. Și mi-au spus, ghizii mei, mi-au spus, acum deschide televizorul. Nu mă uitam la televizor de 3 săptămâni. Am deschis pe canal D, unde era Mătălin Ionescu și zice, în platou avem pe un invitat special care vine în fugă, nu știu cum a zis, în grabă, ceva de genul ăsta, Albert Ignatenco. Și a intrat Albert Ignatenco, era acolo mai mulți oameni, vreo 10 oameni, și el a făcut așa cu mâna. Și aia s-au dat toți în spate. Pentru mine ăla a fost, wow, ceva minunat. Ghizii mei au zis, vezi, la omul ăsta trebuie să ajungi. Din acel moment, așa... Chinuit, am început să caut, am căutat, am văzut că el are cursuri în România și atunci, de 3 ori în anul respectiv, m-am întors în țară. Cu niște eforturi financiare, logic, nu? Îmi vin din Belgia. Și practic o secvență de la TV, da? Ți-a dat motivația să continui, deși erai zdrobit, erai distrus, da, și practic da. Nu mai vedeai nimic în afara finalului. Chiar cu ochii nu mai vedeam nimic, crede-mă, mă uitam și vedeam totul în ceață. M-am dus, doctorii mi-au dat ochelari, au pus-o pe seama bolii, că sunt bolnav, că nu știu ce. Dar de fapt eu înțelegeam că eu... Sufletește eram... Distrus, pulverizat. Plecat cumva aproape definitiv de aici. Și în momentul în care am ajuns în țară și Ignatenco a spus... M-am văzut cu el, prima frază lui către mine a fost, din acest moment, trecutul nu-ți mai folosește. Învață să trăiești în prezent. Pentru mine a fost, pe bune, cum fac asta? Știi că auzi în momentul în care ești varză, mai auzi psihologi care îți spun, alungă-ți gândurile negre. Păi frate, ok, și eu vreau. Dă-mi instrumentul. Exact, dăm calea sau dăm calea, ajută-mă. Posibilitatea, okay. Sau cum fac asta. Ce ți-a spus Ignatenco este o chestie esențială în pentru oricine. În momentul în care te afunzi în niște gânduri pe care nu le poți controla. Da. Prezentul în sine, îndemnul ăsta pentru a trăi în prezent, într-adevăr, poate veni dintr-o lume specială, pentru că este cea mai bună modalitate în care poți să te aduni și să nu faci... gesturi prea dramatice. Da, exact, da. Să nu treci într-o latură, da, negativă, să zicem, da, așa. Din punctul meu de vedere, sunt un om, m-am născut albin, adică o ciudățenie și... Erai alb la păr? Da, așa m-am născut, alb, da. Și foarte slab, foarte pipernicit, așa, mărât, ca și cum muream de foame, dar eu aveam de toate. Așa, și atunci consider că viața mea cumva a fost ghidată ca să rămân un om pozitiv, să totdeauna să am gânduri pozitive, să fiu un copil vesel, în ciuda faptului că părinții mei, fiind lăutari, plecau 3-4 zile de acasă și eu rămâneam al nimănui. Rămâneam al dădacei, dar nu era același lucru. Deci atunci, pentru mine, aia a fost un fel de traumă. Trauma părăsirii, m-au părăsit, m-au abandonat. Dar, până ajungem la partea asta cu ghizii spirituali care te-au îndreptat spre Ignatenco, aș vrea să revenim un pic la Ioana. Mie mi-e greu să mă uit. Nu, nu ai de ce. E greu să mă uit, sigur, pentru că îmi dau seama cât de mare a fost durerea prin care ai trecut. A fost, inițial. Nu mai e. Corect. Și asta mă bucură pentru că te văd, știu că ești un tip pozitiv.
Am înțeles că totuși ai luat legătura cu ea. Da. Și că mai ții legătura cu ea, chiar dacă îi șochează pe unii dintre telespectatori și probabil că te-ai obișnuit să mai existe și reacții de alea, da, săracul Nina. Am mai povestit și mai spun, nu e niciun fel de problemă. La trei zile, nu mi-aduc aminte, după plecarea ei, pentru că eu am fost acolo când au resuscitat-o, când am dus-o în spital, când ne-am luat adio de la ea, am fost tot în orice moment prezent. Și când acolo m-am pus în baie, m-am așezat în baie dezbrăcat, făcând în baie și am început să plâng. Adică resimțeam durerea. Și dintr-o dată a apărut prezența ei lângă mine, care... Ai simțit-o? Trebuie să înțelegi că noi și în afara trupului vom avea același timbre vocal, adică ca și frecvență. Și atunci am recunoscut vocea. Tati, da, ce faci? Nu vezi ce fac, plâng deja, sufăr, sunt terminat, sunt praf. Dar tu simți că eu nu mai am nimic, că nu sufăr, nu mă doare nimic? Da. Și atunci ce joci rolul celui rănit când eu sunt bine? Și atunci a fost așa ca o palmă peste ochi. Cum? Tu nu suferi și eu sufăr, stai. Și din momentul ăla am mai stat puțin în baie, m-am șters și m-am repoziționat față de viața. Am zis, băi, se pare că viața e eternă și eu nu știu asta. Și chiar dacă am auzit, sau chiar dacă bănuiesc, sau chiar dacă am studiat... Chiar dacă am studiat și n-am trăit acest nu sentiment... Nu mi-am asumat această idee. Da, nu mi-am asumat-o corect. A trebuit să o învăț așa printr-un șoc. Și de atunci, de foarte, foarte multe ori, am stat în contact cu ea mental. Care e ultimul mesaj pe care ți l-a dat Ion? Nu e vorba de ultimul mesaj, este vorba ultima de... Ultima comunicare. E ca și, ți-am zis, e ca și în lumea reală, e ca și cum fata mea face studii la Cluj, de exemplu. Mai vorbim, mai sunăm, mai ești bine. Și ea se instruiește. Înțelegi? Deci nu e vorba de ultimul mesaj, suntem într-o continuă relație, pentru că nimeni nu moare niciodată. Ca și pe pământ există o lege care spune nimic nu se pierde, totul se transformă. Și atunci ea s-a transformat într-un spirit fără trup. Pur și simplu. Viața continuă. O întrebare iară dificilă. Poți să nu răspunzi. Acum ești tatăl fetelor soției tale. Da. Două. Te-ai recăsătorit. Da. Laura are două fete. Și ești în relație cu alte două fete. Ce simți în momentul în care... Același lucru, să știi. Știi că ai avut o fată pe care ai pierdut-o și acum... Da. Fata mea m-a asigurat că... Inclusiv cu Ghizi și cu alte entități și mai mari decât mine, am ajuns la concluzia că eu pot fi eu, tu, oricine, poate fi copilul tuturor copiilor, poate fi tatăl sau părintele tuturor copiilor din lume, atât timp cât îți asumi să fii acel părinte al celorlalți copii. Părinții, practic, sunt niște ghizi, ar trebui să fie niște ghizi. Da, aici. Pentru copil, mama reprezintă poarta de intrare în lume. Dar în același timp, în primii ani de viață, pentru copil, părintele înseamnă, mama înseamnă pământul, ghiveciul care îi dă toate bazele, iar tatăl aripile. O învață să zboare, să fie puternică, să fie cum vrea. Așa ar trebui. Pe de altă parte, tații din lumea întreagă ar trebui să fie aripile copiilor lor, și pentru băieți și pentru fete. Dacă se întâmplă să nu mai ai copii, există posibilitatea să fii un învățător, să fii un profesor și așa mai departe. Tot acel rol de tată îl ai, nu ai un alt rol. Ce putem face noi pentru copiii noștri este să-i ghidăm către cea mai minunată stare a lor de a fi. Ai spus un lucru care probabil că a stârnit controverse. Ai spus așa, e bine ca sufletele să vină în familii în care părinții au vibrații benefice. Da. Pentru că altfel, ceva de genul ăsta, nu știu dacă citez exact, până în 14 ani pot fi afectați de traumele, problemele părinților și pot pleca din lumea asta. Ioana a plecat când avea aproape 10 9 ani. Ani jumate, da. Aproape 10 ani, 9 ani și jumătate. Ale cui erau negative vibrațiile? E complicat. Nu, cum să spun? Este foarte complicată. Da, am învățat complexă, să... Și nici n-aș vrea să-ți gândăr... Nu, stai liniștit. Traume sau zone. E minunat că întreb, pentru că poate chiar alți oameni sunt în situația asta și nu înțeleg în ce situație. De ce li se întâmplă? Problemele părinților pot... Adică... N-aș vrea să arăt cu degetul, înțelegi? E vina cuiva sau altcuiva, da. Dar în, per general vorbind, mamele păstrează ca un fel de cablu USB, dacă vrei, modern, prin care toate datele trec în copil. Da? Toate datele din mamă.
Dar dacă mama are anumite frustrări, anumite probleme, anumite, cum să le spun astea, traume, chiar traume din propria sa familie, automat, într-un anume moment, ea le va, hai să spunem, transfera, da, nu transmite, transfera în copii, astfel încât ea să poată trăi viața aici, să poată experimenta în continuare. Noi cu toții suntem aici pe un poligon de experimentare. Nu e nimic altceva aici. O școală, un poligon de experimentare. De asta venim aici? Da. Experimentăm. Ce? Dezamăgirea, neiubirea, neînțelegerea, neacceptarea, încăpățânarea. Toate astea sunt niște stări pe care noi cu toții le experimentăm într-un timp. Poate unii apucă la jumate să zică, hai să facem la dreapta de pe drumul ăsta, să schimbăm ceva. Unii zic, nu, am eu timp. În final, timpul nu există. Noi putem trăi 10 vieți experimentând același sentiment sau același resentiment. De ce? Să fim siguri că îl deținem. Înțeleg totuși că ai mai făcut niște declarații, am citit și eu, ai transferat o parte din responsabilitatea acelui moment tragic în custodia fostei partenere. Da. Ai considerat că ea a avut niște traume? Și pentru că... N-ai fost prea dur, adică ea cum a reacționat? Am rănit-o foarte tare. Uh-huh. Mi-a părut rău. Adică sunt sincer, acum în momentul ăsta nu mai am nimic de pierdut. Tu fiind familiarizat cu zonele astea ezoterice și așa mai departe, da, îți permis să spui niște lucruri? Am spus dar niște lucruri asta care... Cum a reacționat ea? S-a rănit și mai tare. Da. Corect, avea deja trauma pierderii, avea trauma pierderii și din copilărie, fusese abandonată și așa mai departe, dar eu făcând acest gest, de fapt, m-am eliberat de presiunea cu care în tot acest răstimp am căutat să înțeleg unde anume era problema. Adică de ce copilul ăla care n-a avut niciun fel de afecțiune, da, și pur și simplu nu a suferit nici măcar o, să zic, o răceală sau ceva. Adică era un copil extrem de sănătos și într-o dată totul s-a schimbat. Înțelegând, cumva pot să spun că am fost dur, am fost mult prea dur, mult prea rău, spunându-i în față o realitate pe care consider acum că puteam să o evit, puteam să o ocolesc. Asta v-a pus, v-a stins, da, relația voastră. Asta v-a afectat foarte tare. Am făcut o prăpastie și mai mare între noi și atunci, chiar dacă încercam și făceam toate eforturile să rămânem uniți, nu s-a mai reușit. Pe de altă parte, eu n-a spun singuri, sincer... N-ați fi singuri, sunt mulți, da, care dar pe de altă parte, spun sincer că cum să zic, mă implicam și mai mult în cercetare, în cercetarea din spiritualitate, din asta, da, iar ea se detașa și mai mult de spiritualitate, adică devenea un om din ce în ce mai uman, încerca să găsească logici ale vieții pământene. Crezi că fiecare ființă care urmează să se nască își alege părinții? Sunt sigur. Asta înseamnă ce? Că își alege și destinul? Nu, că își alege condițiile de viață, care pot fi în orice moment schimbate. Sau doar unii sunt privilegiați și au dreptul să-și aleagă părinții? Da. Doar unele spirite? Toate spiritele au posibilitatea să facă alegeri. Ni s-a dat dreptul la un liber arbitru. De ce ai vrea să te naști, de exemplu, într-o familie de infractori? Să pornești de la minus infinit în viață. E simplu, viața nu moare niciodată. Spiritul este creat după un creator fără moarte, adică etern. Dacă spiritul este etern, el poate experimenta cum ne jucam noi când eram copii, hoții și vardiștii, într-o realitate. E ca un joc virtual. Ca un joc virtual. Dar destul de dur. Realitatea în care trăim noi cu toții este un virtual. Ca într-un internet virtual, totul e virtual. Doar că noi, având sentimente și resentimente, ne implicăm atât de mult încât să considerăm că realitatea aia nu mai poate fi schimbată. Mm-hmm. Dar de fapt totul poate fi schimbat. Adică e cum să spun... Știi că din perspectiva asta, dacă te iei după mitologiile religiilor tradiționaliste, da, sau ce puțin zona creștină, după ce că te naști, așa cum se întâmplă în cazul multora, într-un mediu defavorizat, nici n-ai acces la cunoaștere, treci și prin tot felul de greutăți, ai și un anturaj poate nefericit, viața e și scurtă,
ai șanse mai mici să accesi la adevăr decât alții care trăiesc în, se nasc în niște medii mai evoluate și pe lumea înaltă mai e și judecat. Că nu știu ce ai făcut și așa mai departe. Da, e tot deci ce lucrurile, lucrurile, sigur, dacă ajungi la o anumită formă de cunoaștere, se schimbă radical atunci când stai niște radical, etape. Da. Și realitatea poate să fie mult mai diferită decât ce auzim. Eu totdeauna dau exemplul școlii generale. La școala generală, în prima zi de școală, undeva în jurul 15 septembrie, când încep școlile, avem un careu de copii de la clasa 0, adică întâia, care nu cunosc absolut nimic, până la clasa 8, în care au toată cunoașterea întregii școli la îndemână. Ca atare, în fiecare clasă există un anume nivel de cunoaștere sau deloc, da? Dar care te pune în situația de a deveni cineva cine nu știi că poți deveni. Școala se întâmplă pentru toți la fel, dar copiii învață fiecare în felul lui. Adică preia lecțiile în felul lui, le învață mai ușor, le învață mai cu drag, le învață mai cu fără plăcere, pentru că părinții, de la părinți, nu i s-a insuflat dragostea de a învăța, iubirea de a fi cineva sau nu i se spune, ești cineva. Odată ce nu se spune, ești cineva, ți se pare că ești nimeni de la început. E logic, nu? Dar cine sunt eu, lumea asta, să schimb ceva? Ba da, tu ești, dacă tu n-ai fi, nimeni n-ar fi. La românic, oricum e chestia asta, n-ai nicio șansă să schimbi nimic. Da, bine, pentru că... bagă, mă rog, capul între umeri, stai liniștit la locul tău, că s-ar putea să-ți o iei și uneori chiar așa se întâmplă. Da. În România mai există și treaba asta, că nu faci rău, de bine este, știm. Da. Sau dacă faci bine, oricum ți-o iei, pentru că sunt unii care sunt foarte deranjați de faptul că obișnuiești să faci bine sau să încerci să schimbi lucrurile. Și mai devreme sau mai târziu, fie vreo instituție a statului, fie de ăsta care te pândește pe la colțuri, îți va da în cap. Acum, revenind la tine, deci ai reușit să te remontezi prin aceste căutări spirituale. Ai venit aici, te-ai întâlnit cu un personaj, nu știu dacă românii sunt familiarizați cu el, dar Albert Ignatenko, parapsihologul Albert Ignatenko, a fost și în arealul serviciilor secrete rusești o perioadă, a fost folosit de servicii. Da. Personaj cum în jurul căruia s-au conturat un fel de legende. Ce ai reușit să-ți revii după pierderea fetei? Ai cunoscut-o pe Laura, pe care am cunoscut-o și în seara asta, vă potriviți. Felicitări. Mulțumim. Că înțeleg că v-ați căsătorit. Și ați pornit pe alt drum. Ești maestru în Reiki tradițional, cei care nu știu, e ceva, o anumită zonă. Un lucru cu lumină. Da. Lumină de la creator, nu lucrez cu ghizii spirituali. Știi că românii au un bășcălie orice. Da, mi se pare normal. Bănesc că ai parte de tot felul de abordări pe net, pentru că ții tot felul de conferințe. Da. Sunt nebunul pentru unii, sunt psihopat pentru alții. Zice că am eu nevoie de un psiholog. Da, adică îți spun lucruri de genul ăsta. Da. Explică-le totuși cum lucrezi tu cu ghizii spirituali. Cum ar putea ei să facă treaba asta fără să o ia puțin razna? Că... Știi că nu e simplu să auzi voci. Nu e simplu. Știi deloc. Știi că expresia auzi voci nu e chiar comodă. Corect, chiar, corect. Da, nu înseamnă ceva de bine neapărat. Dacă pot să-ți mărturisesc că în primii ani de lucru cu radiestezie, cu energie informată, de fapt. Uh-huh. Că, de fapt, radiestezia este o cunoaștere care face parte din natură. Aduce... O sursă la lumină sau în structurile noastre o putem percepe simplu, foarte simplu, cu două crenguțe de copac. Mm-hmm. Acolo unde e apă, crenguțele se unesc fără voia noastră. Deci este un proces natural. Da. Da? Un fel de a măsura unde există metal, unde există petrol, unde există apă și așa mai departe. Natural. Anumite resurse, da. Da? Și de acolo o anume persoană, un anume om, în speță domnul Claudian Dimitriu, care a trecut la cei drept, acestui mi s-a dat posibilitatea să creeze un aparat de măsurătoare a energiei și a informației din energie. Tu ce măsori, practic? Orice. Aproape orice. Ce poți măsura? Informația din energie. Dacă... Dacă are organe afectate care au mai puțin energie tot, sau ce? Tot ce vrei.
cu condiția să fi studiat sistemele, biologia omului, cum funcționează sistemele, la ce parametri trebuie să fie și așa mai departe. Sunt tot felul de studii. Dacă un doctor studiază 5 ani și spune că e specialist, eu am studiat 15 ani și spun că nu sunt specialist încă. Atenție! Spun că încă... Ai diplomă de maestru în Reiki tradițional? Da, diplome. Nu... Da. Dacă până nu faci ceva, să simtă omul pe pielea lui, să zică, domne, am plecat de aici cu un rezultat, eu consider că nu s-a întâmplat nimic. Un perete plin cu diplome. Și când ești de acolo, nu s-a întâmplat nimic, e zero. Știi că în vest, când vine un român care a absolvit, are niște studii, a absolvit niște instituții de învățământ și e întrebat ce știi să faci, de multe ori vine, domne, am absolvit asta. Nu. Ce știi să faci? Să faci tu, lasă studiile. Ok, ai studiat, e bine. Da. E foarte important că ai studiat, dar ce știi să faci? Da. Și mulți români se blochează aici, sau se blocau. Acum, sigur că am făcut și noi progrese și da. Românii încep să întrebe aici, când angajează pe cineva, ce știi să faci. Deci, practic, te-ai dus într-o zonă de terapie alternative. Da, românii sunt familiarizați cu zona asta, în mod special. Dar ai făcut asta dinainte ca fiica ta, Ioana, să se ducă. Da, adică din momentul în care ea a fost proiectată, să zicem așa. Și asta te-a ajutat să treci mai ușor peste o tragedie. Mult terică. Mai ușor, înțelegând, de fapt, că toată existența noastră este extrem de complexă. Dacă noi alegem să o ridiculizăm, să zicem că nu e, domne, totul e fizic aici și că moare omul, nu știm nimic despre asta, bineînțeles că n-ai decât să-i dai dreptul omului să-și manifeste propria logică și propria părere. Dar în momentul în care te apuci și studiezi, este ca și limba chineză, spiritualitatea. Vezi un chinez, nu înțelegi nimic de la el, n-ai studiat, nu înțelegi ce spune. Dar în momentul în care vrei să comunici cu el, în momentul în care vrei să te înțelegi cu el, începi și studiezi. Ăla ce? Ni hao, zici și tu. Ni hao. Dar stai să vedem ce înseamnă. Înseamnă că îl m-a salutat. Mă, ce minunat! Înțelegi? E o emoție pe care o trăiești intrând acolo și cu cât studiezi mai mult, cu atât înțelegi mai mult. Treaba asta cu Ghizi... Cum reușești să păstrezi controlul astfel încât să faci diferența între propria ta senzație și capacitatea de a te autoiluziona și de a te păcăli că ai nu știu ce gen de comunicare și posibila realitate în care, chiar ești în contact cu astfel explic. De ghizi. În momentul în care am început să fac meditații, mi-a luat foarte, foarte mult timp. În primul rând să mă liniștesc, să ajung să nu mai gândesc în meditație, pentru că la primele minute deja mă gândeam, trebuie să plec la o emisiune, trebuie să cânt nu știu unde, trebuie să-mi repet textele, trebuie să compun total în afara spiritualității, dar în momentul în care am reușit să mă focusez asupra propriei mele respirații, adică inspir, expir, inspir, expir, fără să mai aud gândurile, din acel moment am intrat ca și într-o piscină. Acolo ești doar tu cu apa. Nu mai există gânduri, nu există persoane, ești doar tu și apa. Dacă reușești acolo să devii calm, acolo deja începe lumea reală, adică ți se dezvăluie o altă lume. Ghizi, în momentul în care a început să-mi vorbească Ghizi, de exemplu, un ghid mi-a zis, nu pleca de acasă azi. Eu am zis, eu tâmpenia asta, cum să nu plec de acasă? Am o grămadă de treabă. Îți jur, m-am lovit unul în mașină, mi-a furat portofelul, am pierdut telefonul. În ziua terminată. Ai zis, bă, asta eu... Am ajuns acasă seara. Ce ai zis? De fapt, mi-am închipuit eu că nu trebuie să plec. Am început să plâng seara. No. Am zis, nu știu ce s-a întâmplat. Ghidul mi-a zis, nu m-ai ascultat. Ai dreptate. Dar eu te-am întrebat un lucru. Poate că oamenii trebuie să știe, există între noi niște fluxuri informaționale care circulă în permanență. Sistemul de wireless este făcut după modelul în care funcționează creierul uman. Da. Pentru marea masă care nu e familiarizată cu genul ăsta de chestii și pentru că oamenii sunt ținuți într-o ignoranță în mod void. Mi se pare normal. Între noi chiar circulă informații. Chiar uneori avem senzația, atunci când iubim o persoană, se ne deschid niște canale, niște frecvențe așa între noi, de multe ori avem același gând în același timp. De ce? Pentru că lucrurile astea circulă în mod obișnuit. Așa ești cu, să zicem, latura asta. Dar ce faci cu cei mai mulți care încep să audă voci la propriu? Sunt unii care au luat-o pe calea asta spirituală și care nu-și mai controlează trăirile și care au intrat într-o zonă de delir și au vrut să facă niște gesturi inimaginabile și în raport cu ceilalți, adică nu controlează partea asta. Trebuie să te pregătești foarte mult, trebuie să studiezi foarte mult. Repet, eu am studiat 15 ani și
problemele prin care, de care tu vorbești acum am trecut deja și eu. Uh-huh. Adică cum, de multe ori mi-am zis, poate sunt nebun. Poate ceea ce am auzit acum nu se, cum să spun, nu are corespondent în realitate. De fiecare dată mi s-a demonstrat că ba da. Până când am început să iau în serios. Și din momentul în care am început să iau în serios, n-au mai existat decât sincronicități. N-a fost nimic întâmplător. Totul a început să se transforme în ceva real. Și îmi spuneau, astăzi ai o anumită misiune. Aia faci. Aia făceam. Totul ieșea, totul curgea așa, fără eu să fac niciun efort. În momentul în care eu îmi puneam ambiția eu să fac altceva, acolo începeam să dau de probleme. Începeam să mă blochez, dar începeam să mă știu. Nu e pe undeva... Nu obositor. Îți cere foarte multă implicare. Da, îți cere foarte multă implicare. Este complicat să simți că n-ai autonomie și că, de fapt, trebuie să te bazezi în primul rând pe cei care ar putea fi maestri spirituali, pe care nu-i vezi, pe care nu știu, care nu există practic. Acum, vezi tu, există o lege care spune precum în cer, așa și pe pământ, dar ea are o oglindă. Precum pe pământ, așa și în cer. Și cu orice exemplu de pe pământ, vom vedea cum funcționează lucrurile în cer. Înțelegi? Dacă aici, pe pământ, suntem, de exemplu, eu vreau să mă despart de fosta parteneră, dar eu nu știu ce să fac singur, pentru că nu mi-am făcut eu acte de căsătorit. Mi-a făcut statul. Iar eu trebuie să mă duc la stat să-l întreb, statule, cum fac să mă despart de persoana asta? Iar statul îmi dă un avocat, mă trimite într-un tribunal, acolo se fac niște acte, se constată că noi nu mai vrem să ne împăcăm și așa mai departe. E un proces întreg, corect? Da. Și la final primesc o patalama, o hârtie că e gata, domne, nu mai ești cu această persoană. Un astfel de proces se întâmplă și în astral. Adică acolo unde vreau să fac o acțiune, iar dacă nu bine, e acțiunea mea... S-au mai schimbat lucrurile, acum se merge la notar. Acum, dacă nu există copii, corect. Dacă se înțeleg asupra verii... Se despar mai ușor, da. Acum fiecare dintre noi încearcă să... Notarul joacă rolul de ghid spiritual aici. Da. Un fel. Deci, și atunci, dacă aici există ghizi care te ghizează peste tot, da, unde tu nu cunoști, automat, de acasă, de la noi, trebuie să existe ghizi care să ne ghideze aici. Da. De ce se întrupează un suflet? Am zis, ca să experimenteze. Da. De și ce? Vorbim de ucigași, de homosexual, de orice. De ce are nevoie un spirit? Adică de ce există această variantă în care bănuiesc că nu crezi că doar pământul este populat în tot universul ăsta? Nu, nu cred. De ce ai nevoie... Dar stai, iartă-mă. Da. Consider că aici este o școală de experimentare. Un fel de școală de handicapați, dacă vrei să o iei așa. Persoane cu dizabilități suntem toți? Exact. Toți. Toți avem o dizabilitate. Și de asta ne întrupăm, ca să o depășim? Nu să o depășim, să o experimentăm și învățând din ea să nu o mai repetăm. Simplu. Dar de ce nu rămâi strict la nivel spiritual? Deci trebuie neapărat să treci printr-un astfel de etapă? Pentru că un spirit, cum de exemplu este fata mea acum, nu poate să mă îmbrățișeze, nu poate să-mi spună te iubesc și să-i simt prezența, căldura trupului, nu poate să facă nimic decât să-mi vorbească, să-mi transmită printr-o vibrație. Iar aia nu e de ajuns. Ai nevoie de mai mult, inclusiv sexual, dacă ai un partener, unindu-te cu el, nu poți descrie nimănui ce se întâmplă în intimitatea voastră. N-ai cum. E mult prea frumos, e mult prea dumnezeiesc ca să povestești cuiva. Adică să-l faci pe om să simtă ceea ce ai simțit tu. Nici măcar 10%. N-ai cum. Și atunci, experiența aia sau bucuria de a fi împreună, mâncând la o masă, n-ai cum să o trăiești decât în acest fizic. Face parte dintr-un alt level al jocului ăsta virtual în care suntem angrenați cu toți. Corect. Ce asta vrei să spui? Că, practic, putem să rămânem în zona spirituală, n-aveam neapărat nevoie de alt level. Nu. Dar este un level pentru aia care vor să evolueze mai mult. Vor să înțeleagă cum să facem. Că trebuie să treci printr-o închisoare înainte ca să ajungi mai sus? Nu e vorba de închisoare, nu. E vorba despre ce ai ales. Dom'le, am ales un drum mai greu, adică, cum am zis, ca pe pământ. Există drumuri asfaltate deja și există drumuri prin pădure, prin savană, pe mai știu eu unde, unde există tot felul de animale, tot felul de probleme pe care le-ai putea întâlni fără să știi, să cunoști. Și atunci, mergând pe acolo, te lovești de un șarpe care te mușcă de picior sau știu eu mai ce, un țânțar din ăla care poate să te scoată de aici. Ce boli, da. Da. Deci, suntem în postura de a experimenta. Dar poate te întreb, ce face diferența dintre o experiență bună și una mai puțin bună?
dorința ta de a rămâne echilibrat. Pentru că în toate există un echilibru și tot ce ni s-a dat la școala asta, ca și la o școală generală, sunt regulile, legile, adică. Dacă respectăm legile... Regulile te ajută în măsura în care nu ești capabil să îți construiești un drum... Da. Să luăm un om cu dezabilități singur dintr-un cărucior, omul ăla nu poate fi lăsat în stradă. E un fel de ghidaj, tu zici. Regulile sunt un fel de ghidaj, un manual de instrucțiuni. Exact. Manual de instrucțiuni ca să te ajute să depășești, să arzi niște etape. Din păcate, societatea nu face așa ceva. Societatea a ars toate aceste manuale de instrucțiuni cu dorința de a fi stăpânul tuturor. Asta face societatea, asta fac guvernele, asta fac cei care au banii. Își doresc ca aia care nu știu nimic să fie sclăvuleții lor, iar ei să nu facă nimic. Să stea așa, mișto, să-și trăiască viața, să... Uh-huh. Cam asta. Mai vorbesc cu colegii. Nu te aud prea bine, Bianca. Nu știu ce are casca acum. Mai tu vorbește că eu continui discuția cu Mihai. Te-a ajutat experiența din Belgia să poți să comunici mai ușor cu sau muzica? Pentru că românii sunt foarte reticenți față de orice zonă de genul ăsta. Și așa cum spuneai și tu, există, te confrunți, sigur, și cu momente în care te resping sau te iau în bășcălie. Experiența occidentală te-a ajutat să fii mult mai deschis și mai puțin rezervat, mai puțin, cum să zic, închistat, așa cum sunt mulți români. Experiența, în primul rând, experiența din Belgia de 9 ani de zile m-a ajutat să înțeleg în ce m-am întrupat. Ceea ce pentru mine este pur și simplu o minune. Oricât de dezamăgit este acest om, acest neam, pardon, nu va pierde sufletul cu care el s-a născut. Bunătatea, omenia, felul lui de a primi pe alții, felul lui de a se deschide față de alții, nu. Dar acolo oamenii au o totală altă cultură, chit că sunt la 2-3 mii de kilometri, adică nu e o distanță așa de mare. Un copil se naște acolo, rămâne singur, e luat de la mamă, e pus în societate ca un sclăvuleț, la 2 ani, maxim 3 ani, se dă drumul pe bicicletă dezbrăcat într-un frig groaznic pe care eu nu l-aș suporta, eu ca o mare, da, copii? Și atunci ei trăiesc fără empatie, fără înțelegere, fără dragoste, fără nimic. Trăiesc așa ca niște roboți care se văd, se respectă. Acolo cel mai înalt nivel de comunicare este la nivel de respect. Asta e tot. Inclusiv sexul e făcut pe bază de respect, nu pe bază de iubire. Cum poți să... Simplu, am nevoia... E ca la toaletă. Am nevoie la toaletă, îmi dai voie la toaletă? Da. Poftiți. În timp ce... În timp ce actul se consumă, da? Adică ca la toaletă, se consumă pipi și e gata. După aia ne-am spălat pe mâini, ne-am îmbrăcat, ne-am aranjat, seară minunată și fiecare la treabă. La revedere, fiecare la parte. Da, 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 da. Friends, atât se poate. Benefits. E o societate care are și niște avantaje, dar într-adevăr corect construiește omul nou pe care comunismul l-a proiectat într-un anumit fel, în altă variantă. În altă variantă. Mă gândeam că ei comunică însă foarte ușor pe tot felul de teme. La ei nu e o problemă să... Fiecare își găsește un loc în momentul în care are o zonă, inclusiv pe partea asta terapiilor alternative. În România sunt foarte puțini care și-au permis luxul de a ieși în public și de a vorbi fără niciun fel de rezerve despre o zonă spirituală care nu e la îndemâna oricui. Fără să riște niște zâmbete sau să-și dea coate sau nu știu ce. Cum reacționează românii? Cum au reacționat la conferințele tale despre suflet? Ai creat un institut de cercetare al sufletului. L-am creat nou, pentru că sunt primul... E doar pe hârtie în acest moment? Adică da, e doar pe hârtie în acest moment. Un construim un site, suntem o echipă, ceea ce pentru mine este extraordinar. Eu și Laura suntem, eu pe partea de măsurători energetice, ca să spunem așa, adică cercetare, iar ea pe partea de clarviziune, unde suntem cumva, ne completăm, știi? Să vorbim și despre asta. Da. Și, dar acest suflet pe care românii l-au, trebuie să subliniez că alte neamuri nu îl au. De aia, un exemplu. Adică asta ți-am dat exemplu cu belgenii. Ei sunt mai reci, noi suntem mult mai... Nu e vorba de reci, este vorba că nu au suflet. Sunt o carcasă logică. Carcasă logică. Un robot poate lua paharul, îl pune sau îl duce la gură, îl bea, dar în sine apa nu-i face nimic. Apa nu-l afectează cu nimic. Deci,
cam asta e asta realitatea. Asta percepția ta față de mediul occidental sau e o generalizare? Nu neapărat de mediul occidental, în general față de lume. Musulmanii au extrem de puțini oameni cu suflet. Și nu arăt cu degetul, repet, este vorba despre o cercetare. Adică facem cercetare ca să vedem unde în realitate există acest suflet pe care eu îmi permit să-l cercetez. Pentru că dogma e foarte importantă acolo și în general în zona asta în care religia este foarte pregnantă, oamenii sunt mai degrabă afundați în rutina ritualului. Corect. Sau al unor ghizi, teologi care le spun în permanență ce să facă, cum să facă și așa mai departe. Și atunci lasă foarte puțin loc liber sufletului pentru a explora, pentru a se manifesta. Dar ca să nu riscăm să stârnim nu știu ce reacții, nu aș leza religiile, anumite religii sau anumite zone. Nu, aici mă refer doar la zona de popoarele cu care intri în contact, în zona occidentală. Românii mediteranei, în general, sunt mai liberi, dar mai calzi. Mai calzi, corect. Mai calzi. Românii, grecii, poate uneori și bulgarii, chiar și rușii. Sunt parte a lumii, o parte din ruși, nu toți. O parte a lumii în care există suflet. În celelalte părți există foarte puțin suflet. Sau sufletul e anesteziat. Ceva de genul ăsta, dar dacă el este anesteziat, sau un om, luăm un om pe un pat de spital, care este anesteziat, ce putem face cu el? Nimic. El este ca și mort. Deci, în materie de manifestare, el e mort, e anesteziat, dar de fapt nu e viu. Sunt foarte mulți tineri în România, am văzut studii, statistici, le-am citit și eu de câteva ori în emisiunile pe care le prezint, care vor să plece, jumătate din tineri din România încă vor să plece în acest mediu pe care tu îl privești totul din altă perspectivă. E regulă, e o experimentare, e minunat. Iar tu te întorci în țară, tu ești unul dintre cei care se întoarce în țară. Da. Actuala ta soție, Laura, vine după 25 de ani. Da. Nu convinsă de mine, dar în aceeași echipă cu mine, înțelegând cum stau lucrurile și văzând că prin cercetările pe care le facem noi, cu adevărat, am înțeles că acolo unde nu e suflet sau unde sufletul e anesteziat, nu se mai poate face nimic. Adică nu așteptăm decât să-i lăsăm să experimenteze fără să-i putem ajuta în niciun fel. Bun, vii dintr-un mediu în care te întorci, dintr-un mediu în care multe biserici, de exemplu, s-au transformat în cafenele sau în spații de spectacole sau... Asta nu e neapărat un simptom al faptului că acolo nu mai există credință, nu mai există spiritualitate. Pentru că, pe de altă parte, Occidentul în sine, de exemplu, încă naște teorii spectaculoase, încă are oameni foarte bine pregătiți în universități sau oameni care trăiesc, au experimentat chestii interesante și pe zona asta ezoterică. Românii, într-adevăr, sunt avizi să primească astfel de, să primească informații. Te-ai întors aici, nu ți-e teamă? Sau Laurei nu e teamă de... Da. Experiența asta? Nu. Te asigur că nu, dintr-un singur punct de vedere. În astral există legi și există un plan divin. Noi facem parte din planul ăla, ne-am aliniat la planul ăla, nu mai avem niciun fel de frică. Adică frică, temere deja sau ca și umbra. Când nu mai e soare, nu mai vezi umbra, n-ai de ce să mai temi. Înțeleg ce spui. Te-ai întors în România, sigur că vom continua discuția și după pauză. Și pentru mai multe lucruri. Ești din nou pe Val, în zona muzicală, s-a reunit trupa asta, dar vorbim dacă prea complicat sau nu. Nu. Am vorbit despre aceste momente care au conturat un alt Mihai Onilă față de cel care plecase de aici din țară. Înțeleg că oricum când ai plecat, ai plecat tot sub o așa numită influență spirituală. Da. Tot așa, ți-ai făcut bagajele peste noapte, adică aceiași ghizi care acum zici că te trimit în țară, te-au trimis în Belgia. Te-au trimis în Belgia, da. Au zis în 2 săptămâni pleci. Asta vreau să întreb. De ce să te fi trimis în Belgia? Nu m-au trimis în Belgia. Dar unde? Mi-au spus doar atât. În 2 săptămâni pleci. Atât. Și eu am zis, ok, și cum facem asta? Adică dați-mi o cale. În câteva zile, la 3 sau la 4 zile după această comunicare. Da. Bineînțeles că în momentul în care am primit comunicarea, m-am dus și am avut o discuție cu fosta parteneră. Uite ce mi s-a comunicat. Studiind împreună, că și a studiat o mare parte alături de mine, a înțeles că mesajul era real și a zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă. Adică așteptăm cu inima la gură să vedem că se întâmplă ceva. La 3 sau 4 zile a primit un telefon de la o persoană pe care o ajutase într-un job, o ajutase să ia un job. Sunt în Belgia, sunt în Antwerpen, aici există un sistem de integrare, există cursuri de limbă, există tot ce aveți voi nevoie, dar în cazul în care ați dori să vă mutați.
Nu i-am cerut noi nimic, nici nu știam cine e persoana, nici măcar fosta mea parteneră a spus, eu nu mai știu cine este, am antrenat atâtea sute de oameni, încât nu știu cine este, nici mi-aduc aminte cine e persoana. Ok. După aceea nici n-am mai dat niciun mail, adică am închis definitiv orice discuție. Da. Da? Și gata, asta a fost tot. Atunci ea a dat telefon în Belgia, pe internet a găsit o persoană care închiria un apartament. Noi am zis, da, venim, îți dăm bani în mână în momentul în care am ajuns acolo. Așa am făcut, am luat două valize, copilul, am plecat. În două săptămâni am fost plecat. Și? Nu ți-a venit după aceea să te dai cu capul de pereți? Nu. A, încă o chestie. În momentul în care ne pregăteam să plecăm, am avut un vis. Că mergeam așa cum e aici la tine, pe o cărare care era roșie, pe o parte roșie și pe o parte gri. M-am tot gândit, poate e un drum pe aici, prin țară. Nu exista așa ceva în România. Acum există, dar înainte există. Nu exista. Da. Și la câteva zile din momentul în care am ajuns în Belgia, mergând pe stradă și nici nu eram atent, da? Adică nu căutam ceva anume, pur și simplu trebuia să merg la Bruxelles, mergând pe stradă, m-am trezit pe drumul ăla, care reprezenta, așa ca aici, o bandă pentru biciclete și era roșie și o bandă pentru gri. Da. Trecători, da? Care era gri. Și atunci am zis, wow, e adevărat ce am visat. Adică n-am visat ca și cum eram nebun. Totuși, Belgia e spațiul în care fiica ta Ioana s-a stins. Da. Totuși, Belgia este spațiul în care am cunoscut-o pe Laura. De ce să... Și spațiul în care ai cunoscut-o pe Laura. Deci nimic lucrurile s-au legat cumva, dar cu o dramă, cu o pierdere masivă. Da. Dacă însă privești, sigur... Dacă privești holistic totul sau un ansamblu, da, Ioana își continuă experiența, își continuă drumul. Corect. Și noi aici. Deși mulți n-au certitudinea că există un dincolo. N-au ei, dar eu am. Tu ai această certitudine. Da. O să te întreb. Pe de altă parte, te asigur că în ceea ce privește cercetarea sufletului, atenție, eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, sau cel puțin pe aia m-am focusat, să văd că problema... Găsesc rădăcina problemei în copil și n-am găsit-o. Uh-huh. Iar după plecarea Ioanei, la ceva timp, mi s-a schimbat total toată percepția, mutându-mă cu atenția către altă zonă, tot spirituală. Și atunci am înțeles de unde era rădăcina și cum ajunsese în copil. Uh-huh. Și așa mi-am dezvoltat și mintea, mi-am dezvoltat și capacitatea de a gândi complex față de orice fel de problemă, la care noi ne uităm astăzi, de exemplu, la un copil cu cancer, ne uităm la copil. Greșit, nu? Noi nu avem de ce să ne uităm la copil. Copilul nu a venit singur aici. El a venit prin cineva. El are un string cu o mamă. Și așa mai departe. El are un neam în care a venit cu o karmă. Adică lucrurile sunt mult mai complexe decât le putem noi palpa, atinge și observa. Și atunci, intrând în acest fel complex de a mă detașa de lucruri și de a le vedea din exterior, cu ajutorul, bineînțeles, a altor entități de lumină, am înțeles cum anume pot vindeca un suflet care are posibilitatea încă să-și continue experiența. Uite, având serialul Istoria Secretă a Umanității, am ajuns să-i ajutăm pe unii dintre telespectatorii, aceia care nu erau foarte atașați de zona asta sau care nu știau că există o altfel de istorie a umanității, să-i familiarizăm cu anumite zone, inclusiv, să zicem, elemente care, în mod normal, nu sunt dezbătute la TV. E clar că am vorbit și despre ADN. ADN-ul este o chestie fabuloasă. Este și un emițător de informații și un receptor de informații. Corect. Este evident că în fiecare familie, în ADN-ul unui nou născut, prin genă, se transmit, apropo de karme, se transmit și toate experiențele. Da, toate informațiile. Dacă ei au fost pe plus în această viață și au lăsat viața pe plus, fiecare nou născut de genul ăsta vine mai pregătit pentru niște experiențe și un pic mai evoluat. Corect. Dacă însă rămân din urmă o serie de evenimente nefericite, toxice, negative, lucrurile astea îl pot afecta și vine încărcat cu ele. Nu e nimic neștiințific. Corect. Lucrurile astea sunt niște informații. Există un bagaj informațional cu care fiecare nou născut pleacă la drum. Sunt cercetări fabuloase care demonstrează că în grupuri de maimuțe care n-au intrat în contact niciodată unele cu celelalte, apar niște obiceiuri
Niște manifestări. Niște manifestări. Da. Incredibile, deși de la un grup care este mult mai evoluat din altă zonă, condițiile în care, în mod normal, nu avea cum să se întâmple așa. Nu avea cum să se întâmple. Nu, pentru că există niște informații, fluxuri informaționale care și genetice, adică prin ADN. Receptate de acest ADN, care e ca o antenă, ca ceva, un emițător-receptor. Da. Mă întorc la tine. Cât mai avem până la pauză, ca să știu dacă deschid discuția acum sau nu? Sau luăm pauză acum și mă întorc cu problemele sufletului? Mai avem deci timp acum. Perfect. Hai să începem discuția acum. Perfect. Tu cercetezi sufletul. Da. Cum îți dai seama sau... cum vezi bolile astea sufletești? Cum le privești? E ușor să-i spui cuiva, bă, ești cam bolnav sufletești, uite, ai boala asta, 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 asta. Da. Nu e vorba că e ușor sau că e greu. Este vorba, în primul rând, pornim de la acceptul divin. Ce înseamnă acceptul divin? Înseamnă că Creatorul, în acel cadru, în acel plan divin, i-a dat dreptul, da, acelui suflet să experimenteze până la un punct. De la punctul ăla are două posibilități, pentru că trăim într-un cadru dual, într-o lume duală, într-o manifestare duală, adică bărbat, femeie, gras, slab, urât, frumos, deștept, prost și așa mai departe până la infinit. Deci, în cadrul dual i s-a dat posibilitatea să aleagă din cele două dualități una. Dacă a ales-o pe cea corectă, va merge înainte. A ales-o pe cea incorrectă, nu va merge corect înainte. Și va merge din ce în ce mai rău, să spunem așa, sau anumite comportamente din ADN îl va anunța că nu este pe calea cea bună. A, mă doare capul, mă doare capul. Te gândești, de ce te doare capul? Ai impresia că un paracetamol îți va rezolva problemele cu care tu te-ai confruntat de ceva timp încoace? Nu. El va diminua durerea, dar nici de cum rădăcina problemei pe care ai pornit-o din plan spiritual, nu din plan fizic. Fizicul e ca o mașină, ca un pericol. Toate bolile vin pe filieră spirituală? Da. Fizicul este doar o simplă mașină. Pui motorină, pui ulei, pui apă la mașină, funcționează. Adică dai să mănânce trupul lui mâncare sănătoasă, o apă, te duci regulat la toaletă și trăiești o viață normală, n-ai ce să ai cu trupul. Adică el nu are niciun fel de problemă. Inclusiv oamenii care sunt sedați și trăiesc poate 6 luni, poate 1 an de zile într-o comă, atâta timp cât li se dă tot ce le trebuie, trupul ăla ca o mașină funcționează perfect. Nu se îmbolnăvește, nu mai face alte boli, nimic. El rămâne așa într-o stare... de conservare. De conservare, da. Deci el are propriile lui legi. Dar problemele adevărate vin pe linie de spirit, adică de suflare divină, în funcție de manifestările spiritului, că sunt benefice, că sunt mai puțin benefice, că funcționează pe bază de traumă. În urmă, tu spui că și alimentația nesănătoasă ține tot de o boală sufletească. Da. Chiar dacă în sine trupul se îmbolnăvește din cauza alimentației nesănătoase, decizia de a mânca nesănătos ține de o problemă spirituală. Bineînțeles. Sau de o formă de ignoranță sau de anumite... Nu, de o, spun sincer și așa, simplu. Pe o bază de lipsă de iubire. N-a fost iubit. Începe să mănânce chipsuri. De ce? Poate înlocuiește lipsa aia cu ceva. Acolo e problema. Deci toți cei care se repet într-un comportament toxic o fac pentru că nu trăiesc în nu o stare de armonie. Nici în armonie și nici în iubire. Da. Iubirea e esențială. Iubirea este tot ce suntem noi. Noi suntem iubire. Dacă nu ne mai manifestăm în iubire, atunci automat intrăm într-un drum cu probleme. Doamnelor și domnilor, Mihai Onilă este, știți, cei care sunteți familiarizați cu peisajul muzical al anilor 90-2000, component al unei trupe care a făcut istorie în România, trupa AXA, care s-a reunit de curând. Vom vorbi și despre treaba asta, partea muzicală, dar care, iată, este un personaj atipic din perspectiva faptului că a ales să spună, fără niciun fel de problemă, să comunice noțiuni și realități despre realități care nu sunt accesibile oricui, fără riscul de a se de a fi privit altfel și așa mai departe. Până la urmă, ți-ai asumat o formă de pionierat, să zicem. Corect. La noi în România au mai fost câțiva, au fost personaje publice care sigur au încercat terapia cu îngeri. Și pentru România a sunat foarte stran. Ciudat. Da, și a fost o bășcărie senzațională pe zona asta.
Și probabil că au fost niște eșecuri lamentabile în viețile unor dintre cei care s-au apucat de așa ceva. De-aia te-am tot întrebat cum controlezi fenomenul ăsta fără să... Noi era asta. Dar ne întoarcem după pauză. Vorbim și despre partea asta cu Melchisedec. Pare foarte ezoteric, așa, preot Melchisedec. Totul e extrem de simplu. Fiii luminii cu așa. Vorbim și despre AXA, despre muzică. Vă văd aici, îl văd și pe Dinu Maxer. V-ați reunit toți, practic. Da. Așa, vorbim și despre băieți. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente. Nu ratați această ediție ieșită din tipare.